O femeie a lovit trei mașini în timp ce conducea un autoturism gama Renault. Accidentul s-a produs în zona Vâmii, Porțile de Fier 1, lângă Gura Văii. Un bărbat care se afla într-una dintre mașinile avariate a fost rănit fiind lovit de airbag. Astăzi, lângă punctul de trecere a frontierei româno-sârbe, o șoferiță a lovit trei autoturisme care circulau regulamentar. Femeia nu ar fi fost atentă și a intrat cu viteză în coloana de mașini. Ce s-a întâmplat? Păi ce s-a întâmplat? A fost un ambuteiaj aici la trecerea de frontieră, am încetinit toți și ultima mașină din spate, Renault-ul la negru, probabil n-a observat din timp și a intrat cu viteză în domnul cu BMW-ul, BMW-ul l-a împins în Skoda asta și Skoda a intrat în mine. Și asta a fost. În urma accidentului, un bărbat a fost rănit de airbag, iar două dintre cele trei mașini sunt grav avariate.